Cartea de la întuneric la lumină transformă greutățile în virtuți, capitolul 5. Noi tindem în mod natural să recreiem aceleași emoții, construind caracterul nostru, pornind ca și punct de inspirație de la cei care ne-au fost lângă noi, de la familie, de la strămoșii noștri. Suntem norocoși că există liberul arbitru. Și asta ar trebui să nu uităm niciodată. Dragă Lidia, ce frumos că și ce minunat că citesc din nou scrisorile tale și simt că ești mai senină, mai sigură de tine și nu-ți imaginezi ce bucurie simt că ți-a făcut povestea mea. Dar o poveste ca oricare altele. Sunt sigură că povestea mea se aseamănă cu multe alte povești. Cum a ta se aseamănă cu a mea. Chiar dacă acțiunile au fost diferite, dar durerile, emoțiile au fost asemănătoare. Mă bucur enorm că te ajută aceste povești ale mele. Da, mă sigur am să-ți povestesc de mine. Dar unde am rămas? Da. Parcă îmi aduc aminte că ți-am povestit de toată strada mea care am făcut-o. Că încercam să fiu cât mai tehnică, să dețin controlul cât mai mult. Și vroiam să-ți punctez cât de mult încercam să fiu precisă. De modul cum înfruntam eu viața. Călătoria mea în Italia a fost o ocazie importantă pentru a mă apropia de un alt mod divers de viață. Am început să frecventez cursuri de energie, de terapie energetică. Știi de ce vorbesc, nu? În mod sigur știi. E un mod de a trage afară toate tensiunile din corp, nu? Tu știi bine că noi suntem energie. Și ai impresia că fiecare părticică acolo de întuneric din interiorul nostru, parcă ceva o trage afară și acea umbră pe care o avem în interiorul nostru ne abandonează în momentul tratamentului. Într-adevăr, e puțin obositor, nu e, dar te eliberează de greutăți incredibile. Te simți ca și cum golită, ca și cum te-ar fi operat de un organ care era bolnav. Acest proces te ajută să înțelegi cine ești, să înțelegi ce e energia. Înțelegi cu ajutorul energiei poți să curăți acea grădină interioară de toate foile uscate. Dar pentru a face toate astea, e nevoie și de o schimbare mentală.
Dacă nu vrei să se repete, adică în următoarea toamnă să ai iar de curățat. Pentru căci foile vor cade din nou. Și va fi din nou o grădină dezordonată și murdară. De-aia este necesar să schimbăm și modul nostru de a gândi. Deci, nu știu, sper că ai înțeles despre ce spun. La începutul cercetărilor mele, știam că trebuie să mă duc tocmai în profunditatea să descoper, să cercetez, să mă pun în joc, să renunț uneori în totalitate la control. Am început să studiez metamedicina, naturopatia și alte multe terapii olistice. Să mă curăț pe mine, să pun ordine, să fac spațiu și să mă detoxific de tot ceea ce nu mai îmi făcea bine. Au trecut luni, multe luni. Am studiat, au trecut ani, am citit, am participat la conferințe, seminarii, am întâlnit persoane, m-am confruntat și am eliminat în fiecare zi câte o bucățică din întunericul meu. Dar pentru mine nu era un lucru de acum atât de greu. Nici măcar ca un studiu, ci ușor, ușor a devenit un mod de a trăi, a devenit modul meu de viață. Nu existau nici zile de sărbătoare și atunci cercetările continuau pentru o altă dorință de cunoaștere, pentru un alt adevăr de mâine, pentru că nu există un adevăr absolut. În fiecare clipă există un alt adevăr. Și în duminica sau în vacanță, și atunci era o nouă cercetare, pentru că purtam mereu cu mine cărți și port și acum. Aveam impresia că curăț o fântână. Dacă ți-aduce aminte, știi, din când în când la noi se adună oamenii și curăță fântânile. Aveam impresia că e ca o fântână care e prea aproape de mare și trăgea acea apă pe care eu o scoteam și mereu se reînnoia. Și începeam să văd fundul din când în când. Dar o sursă de apă subterană aducea mereu apă proaspătă din ce în ce la suprafață.
pentru că noi suntem permanent în transformare. Noi suntem permanent în continuă transformare. Dar mi-aduc aminte că acum câțiva ani tot curățam și era acea senzație că curăț, dar iar începe să se umple. Chiar dacă începusem să schimb mentalitatea și să am grijă de grădina mea interioară, totuși era ceva, un fir care parcă mă trăgea de undeva din spate, mult mai în spate. M-am cufundat în mine însă. M-am cufundat în boala mea. Dar ceva din emoțiile astea parcă îmi fugeau printre degete și nu înțelegeam ce anume îmi fuge. Pentru că îmi schimbase modul de gândire, emoțiile. Lucram atât de mult la curățirea acestei grădini interioare, la curățarea acelei fântâni, acelui izvor interior. Și totuși simțeam că ceva îmi fuge printre degete. Simțeam încă nevoia de a mai controla ceva. Parcă nu era totul bine. Deloc. Mă întrebam de unde vine? De unde a venit totuși această boală? Pentru că un copil la 3 luni să-și provoace singur psoriazis, ok, ai să-mi spui, era evenimentul. Dar era totuși ceva neclar. Mi se părea că la 3 luni totuși mintea unui copil nu poate provoca. Și am pus întrebări luni de zile. Și am înțeles că este nevoie să ajungi la rădăcină. Și cu puțin noroc am ajuns. Ai mai auzit vorbindu-se de constelații familiale? Am să încerc să-ți explic ca să înțelegi puțin, să înțelegi importanța acestei străzi în general, așa cât este bine să o faci. Imaginează-ți că trăiești emoții în viața ta și aceste emoții nu sunt ale tale, sunt a străbunilor tăi, a bunicilor, a părinților. Și ești aici ca și cum ai recita un rol, ca și cum ai recita un rol într-un teatru, la film, de că ai în jurul tău colegi de teatru care te ajută să interpretezi, care sunt membrii familiei tale. Este ca și cum ai aluneca, fără să vrei, în emoțiile trecutului. Și asta se numește fidelitate invizibilă. Câteodată, când trăim și prea mult în trecut și nu suntem prezenți aici acum, fugim foarte ușor în aceste emoții și dăm foarte puțin atenție.
Nu ne dăm seama de unde vin. Și nu ni se par nici importante pe moment. Și sunt atât de multe colțuri întunecate în care este necesar să purtăm lumină. Pentru că multe detalii din viața noastră ajung să fie transcurate pentru că nu mergem la originea emoțiilor noastre, unde sunt ascunse. E ca și cum ai rupe o rădăcină, o iarbă, o buruiană din grădina ta interioară, dar rădăcinile rămân, ai înțeles? Și în acest fel m-am lăsat, am alunecat încet, cu respect, în trecutul meu, fără să mă autocompătimesc, fără să simt furie, supărare, ba chiar onorându-i, încercând să găsesc asemănări între emoțiile mele și emoțiile familiei mele. Am făcut o călătorie pentru a regăsi linia emoțiilor la nivel energetic, care vin de generații în generații. Nu sunt pierdute. Ele continuă mereu să se transmită. Și noi suntem suma acestor emoții, dacă vrem sau nu vrem. A primi emoții de la cei care ne stau în jurul nostru, de a avea așteptări de la cei care sunt în jurul nostru, e o greșeală. Pentru că cei din jurul nostru sunt oglinzile noastre. Dar noi avem aceste frici de a nu fi acceptați, de a fi excluși, de a deveni altfel decât ei și pe urmă nu vom fi iubiți. Suntem atât de focusați pe neiubire, abandon, încât uităm să ne uităm în această oglindă pentru a ne vedea pe noi înșine. Mergem în mod natural a căuta aceste emoții, a construi caracterul nostru luând ca și exemplu, ca și inspirație pe cei care ne-au fost lângă noi, din rădăcinile noastre. În cazul meu, ca exemplu, luat de la tatăl meu modul de a fi lider. Am luat toată frica și orgoliu de la mama mea. Din modul ei de a rămâne singură și cum a înfruntat viața. Toate acestea au trasat
asupra mea emoțiile de excludere de la bunica mea, care a fost constrânsă să trăiască departe de familia ei. Noi ne gândim la că acele emoții aparțin nouă. Ok, aparțin nouă, dar noi le-am creat ca și inspirație de ceea ce am văzut în jurul nostru, în rădăcinile noastre. În funcție de ceea ce ni s-a transmis prin ADN-ul nostru. Uneori noi credem că tot bagajul ăsta emoțional ni s-a dat ca și un blestem. Și nu e adevărat. L-am luat noi de bunăvoie și am creat noi emoțiile, din iubire. În momentul când noi credem că acest bagaj ne vine ca un blestem, devenim dușmanii noștri.